Am terminat de dat și a doua oară. Știți, v-am spus cum am dat. Am lăsat-o mai jos și am mers cam la jumătate accelerația cu treapta întâi. Cam așa a ieșit. Ați văzut, am dat și de-a lungul și de-a latul. Până acum a ieșit binișor, încă mai sunt bulgări. Bolovan de fapt și care nu s-au spart, poate se vor sparge acum. Am bucat sigur cu treapta a doua, acum am să merg tare, am mai coborât aici la opritor încă o gaură ca să intre și mai jos motocultorul și vom vedea rezultatul la final, acum cu treapta a doua, cât de bine o să iasă și dacă o să mai fie nevoie, o să mai dau în altă zi, iarăși tot cu treapta a doua, să-l afunez pământul cât mai bine, să pot să semănă usturoiul și arpagicul. Probabil doar ce vedeți aici, porțiunea asta o să cultiv doar usturoiul, să vedem cum îmi organizez lucrurile aici, dar asta la final, după ce termin de dat cu motocultorul.
Am terminat de dat cu motosapa, cam așa e și pământul, destul de bine, în ciuda faptului că pământul a fost tare ca cimentul, a ieșit binișor, încă mai este bolovanos, poate o să mai dau o dată să vedem. Ați văzut cum am procedat când am dat, cum l-am luat pe etape. A ieșit binișor, zic eu, după părerea mea. Cam atât cu frezatul pentru un moment. Până la următorul clip, vă salut și vă doresc vizionare plăcută!